Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Voi mai veniți aici cu speranță încă? La mine nici speranța nu mai e. Pentru mine e frustrant că vin șefi mari care votează cu subiectivism, căutând anumiți jurați sau căutând să nu dea anumitor jurați. Asta pe mine mă demoralizează un pic, că avem 10 amulete jucate până acum, am luat una din greșeală. Te scoate din ale tale deja. Bravo, Cătăline, eu câștig și pe asta azi. De ce zici, Trăgus? Cred eu așa. Bine ai venit! Bună ziua, bună, bună ziua! Bună, ce faci? Foarte bine. Hausman este un gentleman. Mereu elegant, mereu vorbește frumos, respectuos. Avem 3 farfurii. Da. Tema a fost forme geometrice. Sau... Trebuia să-și folosească imaginația. Da. Ca să creeze forme cât mai frumoase în spațiu. Și gustoase. Și interesante. Ah, da. Interesant. Interesant, colore, gustos. Gustos. Și formele de... Exact, geometrice. Da. Gustul, bre, lasă. Forma, dar dă-i cu gustul, că suntem bucătari, ne? Din cum îl cunoști că pe Iacob, Iacob este genul de om care lasă subiectivismul deoparte și jurizează în funcție de preparatul pe care îl are acolo. Situația pentru mine este de diferent de ideea sunt a făcut și ce ne sunt mai simplu de treabă și alte sunt mai complicate. Mm-hmm. I cannot be a critic, George, because I'm a cook and I make my professionality with my love. And everybody who cooks makes this also with love. And to give a critic way in negative is very hard. Foarte gustos. Am că Hausman bea de treabă. Creveț. Ok, creveț. Creveten, ia, ia. Este o gelatină împreună cu sos. Foarte bun. Toate 3 aromele. Wow. A zis wow. Păi, dar știi ce? Nu mă ambalez. N-am speranță. Îmi dă o speranță, dar parcă n-aș vrea să mă mint singur, știi? Să zic, ba, mă, câștig. Și se cade sus, știi? Nu pot să fac asta. Aștept. Și acum este desert, da? Și desert. Ești curios dacă ne găsește, mă. Havar cu ei. Este gustos. Un desert bun. Nu dă foarte multe detalii, are așa o față împietrită, nu poți să storci de la el semne, decât că i-ar plăcea sau nu, jurizează strict elvețian. Fix asta mi se pare de respectat la Iacob, pentru că nu-ți dai seama din discursul lui ce alege. Toate 3 sunt buni, foarte gustoase. Pentru mine este asta o gustare, un meniu principal și un desert, meniu complet. Și acum trebuie... Și acum trebuie să alegi. Ce alegi? Nu îmi place asta, se întreb prietenul meu, se... Știu, nici mie nu-mi place asta, dar acestea sunt regulile jocului. Eu știu, da. Gustul este bun în fiecare dintre farfurii. Acum, sper că va ține cont și de geometria din farfurii și de tehnici. Hai să vedem. E posibil să am și eu o șansă. Mi-am dat cu spirit, ce urât miroase spiritul ăsta. Sau nu știu ce e la spirit. Dar e mișto melodia aia. Da. Stau la izolare cu vin și mâncare. Nu știu. E mișto rău. Spun așa ca să auzi. Stau la izolare cu vin și mâncare. O să ajung până la anul cât hipopotamu. Stau la izolare cu vin și mâncare. Ia zi bun, cine știi? O bere. Eu nu. Pot să fac pare pe să dai 2 beri și nu mi le dai. Da, mă, ce vrei, îmi spui și gata, nu? Dar nu știu ce bere. Salut! Hey! Salut, Iacob! Salut, Iacob! Salut! Cu respect, asta trei, banditule! Ce faci? Banditul? Mai bine! Mai bine, arăți foarte bine! Iacob, tu nu îmbătrânești?
Ce mănânci? Nu știu. Este... Păi cum nu știi, nu știu ce mănânci? Este aerul din România. Oh, miros frumos. Așa. Frumos. Așa este. Dragii mei, câștigătorul acestei amulete este cel... Care a făcut forme geometrice. Care a pregătit... Forme geometrice. Farfuria... Iacob, spune-le. Supă cu cartofi. Tu ești? Da. Mai țineți minte? No. A fost foarte dificil. Toate farfurii a fost foarte frumos. Cine a făcut asta piramide? Nu am făcut. Și tu a făcut desert dulce? Un compliment pentru caramel. Minunat. De la asta l-am învățat. Jur, asta m-am învățat să fac caramel. Și asta cu supă a fost puțin mai complicat de manufactură, în formă de cilindru, because everything was round. Even the cylinder, he make in a round form. What he put inside in the cylinder was in a round form. The biscuit was in a round form. The plate, the soup, this was in a harmony for all the plate, one line. This was the way why he made. Florin! Ești supărat cu mine? În fiecare zi fac farfurii, de o iau razna. Băi, și nu... Farfurii foarte bune, dar ceva se întâmplă. Am o singură amuletă câștigată, de ce nebunesc, nu știu. E ok. Dar serios, asta cu cilindru da. De creveți... O foarte frumos... Văd că ți-a plăcut! Pentru... Nemții, elvețienii, austriecii, chiar și polonezii au un cult pentru cartofi. Nu pot să-l condamn nici pe Iacob, nu pot să-l condamn nici pe Bontea că n-am câștigat. Ce să fac? Uite, vezi iarăși, încă o farfurie frumoasă, încă o amuletă pierdută. Florin, cred că ți-a legat cineva amuletele, știi? Da, da, da. Cu fetele nemăritate se spune că au cununile legate, da. Tu cred că ai amuletele legate, că ce, nu înțeleg. Bravo, băieți, nu știu ce mi-a făcut, dar va ieși. Iar ești supărat că n-ai câștigat? Puteam să iau și eu, nu? Păi iar, bă, tu, bă, ce are, bă? N-are, bă, nimic, dar nu se poate iar să fii the supărat. The best plate has to win. Best dish has to win. Cătălin, foarte supărat, iarăși, nervos că n-a câștigat. Păi, ce mare formă geometrică a făcut el? Și acum, pe bune, Cătălin, le vrei tu pe toate? Nu se poate. Arctașa, frumos, frumos. Am mai pus o amoletă la colecțion. O să iau și pe aia să pun tot aici, să fac 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, așa trebuie să fac. 2, 4, 6 are la? Doamne, ferește! Eu din momentul ăsta sunt sigur că acea amuletă va ajunge la mine. Uite, dacă vreți facem un pariu de acum, că această amuletă va fi a mea. Bă, nu mai fi, bă, supărat, bă. A, nu, de ce să nu fiu? Lucky, lucky, lucky me, I'm a lucky son of a gun. Orchid Towers, Sleepy Towers, Sleepy Towers for fun. Woo!